Putem începe? Da, o să începem un nou panel foarte interesant, de ce să investim în România. Și el se referă în momentul de față la, iată să vedem oportunitățile pe care ne le poate crea, pe care ne le poate crea un real estate. Iată, o să aflăm mult mai multe lucruri despre infrastructura din România, de producția care se poate face în România, de oameni care au încercat după foarte, foarte mult timp de stat afară să investească în România și o să vedeți un caz extrem de important și interesant. Iar toate lucrurile astea le voi face cu ajutorul celor care vor popula acest panel, niște oameni deosebiți. Am încercat să-i aducem pe cei mai buni și am reușit să-i aducem pe cei mai buni. Și o să-i rog să intre în scenă, să urce pe scenă, pe următorii. Ilinca Păun, managing partner la Colliers România. 10 ani au trebuit să ajungă managing director la această companie, printr-o muncă asiduă, și face niște lucruri extraordinare aici în țară. Hildegard Brandl, o poveste extraordinară. După 30 și ceva de ani de stat în Germania, s-a reîntors în România și acum, în momentul de față, conduce o firmă de arhitectură și implicat în foarte multe proiecte de turism. Domnul Ion Lixandru, care este un antreprenor, CEO RomTrailer și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. Elias Wexler, CEO Deltrex United States, o poveste interesantă și un om care se întoarce în România după foarte, foarte mult timp. O să-i ascultăm povestea. Are afaceri în New York, North Carolina, Ohio, Nevada, UK, Japonia, Emiratele Arabe și Chile. Îl mai avem pe domnul Florin Furdui, country manager la Portland Trust România. Iarăși un domn care a început antreprenoriatul în 2001 și care a vândut o firmă de telecom către o altă companie mare. Și Marius Ștefan, proprietar autonom Rent-a-Car, care împreună cu fratele lui conduce cea mai importantă firmă de Rent-a-Car în România. Iarăși o poveste extraordinară a doi frați care au plecat de undeva din Neamț și au reușit să creeze cea mai importantă companie de Rent-a-Car în România. Cu ajutorul lor veți afla ce posibilități oferă România, ce oportunități oferă România în acest domeniu și vom începe pentru prima oară să discutăm despre infrastructura României. Iată un lucru care ne doare de foarte mulți ani, în care am reușit, din păcate, foarte puțin, dar nu stă în puterea antreprenorilor să construiască autostrăzi și altfel de infrastructuri. Dar cu toate astea putem să împingem de la spate și putem să cerem lucrurile astea, pentru că fără infrastructură suntem convinși că nu se pot realiza foarte multe în țara asta. Dau cuvântul lui Ion Alexandru pentru început. Se aude? În primul rând, felicitări că ați reușit să reveniți la București, într-o locație deosebită, o locație interbeliță pe care noi, cei de aici, o apreciem și este o mare surpriză. Primul panel a început optimist și s-a terminat optimist, ceea ce va trebui să încerc și eu alături de Panou și de Felix, pentru că împreună suntem sclavii infrastructurii din România și nu vrem să facem o revoltă și nici să scăpăm de sclavie. Așa cum ați văzut, Ionuț Dumitru a făcut niște prezentări pentru România la momentul ăsta care creează un tablou foarte frumos. Creștere economică. Ne-am scos niște notițe aici, crește consumul, adică lumea o duce bine, producție industrială în creștere, logistica, vă spun eu, performează și nu se oprește. România, încercând să devină al doilea hub din Europa de răsărit după Polonia, dar principalul din Balcan, și acesta este un lucru la care vă invit să reflectați înainte să ajungeți la casele dumneavoastră. Bineînțeles că în ultima perioadă avem și o creștere de salariu foarte importantă, ceea ce a împins și partea privată
către a echilibra oferta de stat, pentru că, așa cum ați văzut, principalele zone economice din România sunt cu șomaj minus, negativ. Un singur lucru ne lipsește, infrastructura. În momentul în care ultimul interlocutor a prezentat că în partea de publicitate se simte lipsa infrastructurii, am spus că a pătruns în fiecare colț, în fiecare casă, în fiecare în mintea fiecărui om, indiferent dacă este investitor, dacă este pensionar sau dacă este copil la grădiniță. Știe că părinții lui fac mai mult să îl ducă la școală. Ce-ar fi de făcut? Sorin Oprescu prezenta un avion. Este dificil să faci infrastructuri, cu toate că câteva aeroporturi în România v-ar aduce mai ușor acasă și pe dumneavoastră și poate că ați reușit să motivați mai bine zonele. Eu am să vă prezint România, nu știu ce hartă a apărut, așa cum o vedeți, așa cum o cunoașteți, nu este una pe care ne-am dorit-o, dar se pare că sistemul nu ne ajută. La momentul acesta România este împărțită, din păcate, în patru zone. Avem Moldova cu o singură cetate, Iașul, avem zona de sud-est, o cetate, Bucureștiul, care poate fi comparată în Europa cu oricare. Avem portul Constanța, care ține Constanța pe valuri. Și avem un Ardeal deosebit de performant, cu cetăți puternice, vezi Clujul, Sibiul, Brașovul, Timișoara. Ce avem acolo? Exact ce ne lipsește în cealaltă parte, infrastructură. Avem în Ardeal o infrastructură bună, oameni care nu mai trec granița către Ungaria și se adună în aceste cetăți pentru a se dezvolta și pentru a fi alături de prieteni și de părinții lor. Ce ar fi de făcut? Păi, ar fi bine să încercăm să unim aceste cetăți, să unim aceste cetăți prin niște drumuri care să aducă investiții. Nu-i greu de observat că România se află într-o zonă geopolitică deosebit de delicată. Imperiul rusesc dorește din nou să controleze nu numai gurile Dunării, cât și Gibraltarul. Lucrurile se văd și nu este cazul să ne ascundem. Avem o prezență americană masivă în ultima perioadă în România, ceea ce înseamnă un plus la necesitatea de infrastructură. Acum rămâne ce facem noi. Am tăiat fondurile la infrastructură. E bine, e rău? Nu știu, le-am dus în salarii. Discutam cu Dragoș Anastasiu mai devreme, zice, bă, nu-i rău că avem salarii mai mari. Da, dar ce facem cu plusul din salariu? Dacă iau o plasmă și o pun pe perete, nu mă ajută. Să nu uităm, investițiile în infrastructură aduc investiții care plătesc 1% pe investițiile care vin, că sunt construcții, spații logistice, case, orice ce dorim și ceea ce ne trebuie ca să fim o societate puternică. Nu avem, din păcate, un proiect serios ca să legăm aceste cetăți pe care vi le-am prezentat mai devreme. Și aici trebuie să faceți lobby, acolo unde sunteți. Noi facem lobby, aici unde suntem. Rebeleul, la acest moment, în cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, este un vârf de lanță. La întâlnirile pe care le-am avut, au fost trei foarte importante. Muncă, educație și infrastructură. Așa am ajuns. Toți interlocutorii au prezentat infrastructura, până și bancherii. Până și bancherii, care ar trebui să manipuleze bani. Mă întorc către dumneavoastră și vă spun că nu-i cazul să acuzăm. Avem ce ne trebuie, avem o țară frumoasă. Avem unde să ne dezvoltăm, avem mare, avem munte. Din păcate trebuie să observați foarte bine că vecinii noștri s-au dezvoltat fantastic. Bulgaria, dintr-o țară în subsolul clasamentului, la momentul acesta, cu 8 milioane, are infrastructură de invidiat. Iugoslavia, cu ajutorul turcilor în sud și cu ajutorul chinezilor în nord, completează infrastructura care le lipsește de la dezintegrarea Iugoslaviei. E vorba de Serbia. Ungaria, de departe, este o țară imperială care și-a creat o infrastructură. Rămâne ca noi să închidem legăturile cu ei. Nu numai către vest, dar și către sud. Suntem totuși o țară balcanică care trebuie să se ducă în Istanbul, trebuie să meargă în Asia, trebuie să controleze Grecia și trebuie să ne așezăm foarte bine și să ne dezvoltăm în zona unde putem fi competitivi. Nu pot să prind Germania, Franța, țările din vest, dar pot foarte bine să fiu campion în Balcani ca să fiu și eu mai bine la mine acasă. Mulțumesc încă o dată că ați venit, să unim România. Da, mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu, Ioane, știu că el este o voce permanentă în întâlnirile cu guvernul și nu numai cu guvernul, din partea Coaliției, din partea Romanian Business Leaders.
Haideți să mai vedem o oportunitate interesantă în România, real estate-ul. Cu o explozie extraordinară înainte de criză, dar care iarăși și-a deschis posibilitățile, oportunitățile în momentul de față și despre asta ne poate spune Ilinca mult mai multă. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bună ziua, Felix! Bună ziua! Bine ai venit! O să vă povestesc de oportunități de investiții, cum ai spus tu, și e interesantă comparația cu 2007, pentru că mulți dintre voi, poate chiar în sală, sunt un pic speriați de perspectiva unei noi căderi, hai să spunem, piața imobiliară. Eu primesc des întrebarea, e umflată piața, nu e umflată, ce se întâmplă cu apartamentele, iar cresc prețurile, ce se întâmplă cu terenurile, uite câte construcții se fac, există cerere, etc. Răspunsul pe scurt este că nu e niciun fel de risc de unde mă uit eu la piața imobiliară de, hai să spunem, o nouă criză majoră și cea mai simplă și facilă explicație este gradul de mic de îndatorare care există astăzi în piață. Și aici pot să dezvolt mai mult, dar o să revin la întrebarea ta. În ce putem investi? Există o diversitate foarte mare astăzi de a plasa bani în piața imobiliară. Ce e interesant și rugămintea mea pentru cei care vor să intre pe piața asta este să le aduc aminte că, practic, o clădire în sine, ea n-are mare valoare, ci ce e valoros este operatorul ei, viața dinăuntru clădirii, că este o familie care locuiește într-un apartament, că este un eveniment care locuiește, de exemplu, în acest spațiu unde ne aflăm noi, sau că este o companie care își desfășoară activitatea, un magazin, etc. Și atunci când ne uităm la investiții, ne interesează sustenabilitatea business-ului, care este, de fapt, end user. Acum, pe piața imobiliară rezidențială, probabil că mulți au înțeles că e bine să investești în apartament și atunci, în 2005-2006, creștea valoarea, dar și acum, și asta chiar aș vrea să verific, dacă se poate să ridicați mâinile, câți dintre voi aveți ca investiție 1, 2 sau mai multe apartamente pe care nu le folosiți, ci le închiriați mai departe. Mâna sus. Ok, suficienți. E cea mai simplă investiție pe care o puteți face. În momentul de față, eu n-aș recomanda, hai să spunem, proiectele de apartamente de tip primă casă, pentru că mi-e frică de suprastoc. E o piață unde dacă vine un proiect pe un teren de lângă cu niște mii de apartamente, automat prețul apartamentelor, valoarea investiției tale scade. Zona de lux în România este extrem de valoroasă, adică extrem de în cerere. Noi nu suntem educați, nu știm încă ce înseamnă un apartament bine făcut, un apartament de lux, și văd o îmbunătățire din acest punct de vedere. Și cred că dacă vreți să investiți împreună cu niște prieteni să dezvoltați un bloc de locuințe sau să investiți în a cumpăra 1, 2, 3, 4 apartamente medium upper, din partea mea aveți undă verde. Am o recomandare să fie în 2, 3, poate 4 maxim kilometri în jurul centrelor de afaceri care s-au creat în București. Piața din București o știu mai bine, dar nu e singura care este atractivă astăzi. Și foarte multe companii au început să se dezvolte, să-și deschidă birouri și în alte orașe secundare. Un subiect care, mă rog, pe care l-aș putea dezvolta mult, cât de atractiv este astăzi piața din Cluj, Timișoara și chiar și Iași. Chiar vreau să te întreb, Cluj, Timișoara, Iași? Ca să închei cu Bucureștiul, aș vrea să vă recomand și alte lucruri un pic mai inovative, pentru că eu cred foarte mult în antreprenoriat și în potențialul tinerilor. Și Repatriot este mult despre a dezvolta afaceri chiar din partea tinerilor. Mi-aș dori ca foarte multe spații, că sunt de retail sau că sunt foste hale sau că sunt chiar poate spații de birouri în clădiri mai vechi pe care le aveți voi sau le au relațiile voastre, cunoștințele voastre, să se transforme poate chiar temporar în spații de incubare sau în hub-uri care să găzduiască tineri care pot veni să stea să lucreze. Nu e o investiție foarte mare să echipezi tehnologic un spațiu de birouri. Dacă mergi în Olanda, în Amsterdam sau în alte capitale și intri într-un hub de business, este practic o șapă aruncată pe jos și un tavan lăsat liber cu niște țevi pictate colorat. Singurul lucru de care au nevoie este Wi-Fi. Nimic mai mult. Da, și un acces securizat, pentru că poți să-și mai lase pe acolo lepte, porue, tâcă. Din punctul ăsta de vedere, ducem bine noi cu internetul, chiar stăm... La internet stăm bine
Și recomandarea mea este să ieșiți un pic din zona aceasta de confort. Hai să închiriez pe 15 ani unei bănci spațiul meu de retail. Nu mai e cazul. Băncile nu se mai extind. Dimpotrivă, se restrâng. Farmaciile, telecomul, care erau pe vremuri, hai să spunem, cei mai mari și interesanți chiriași pentru investitori imobiliari, nu mai sunt interesanți. Sunt plictisitori, de fapt. Și eu cred că din partea noilor utilizatori, care pot fi operatori de hub-uri, operatori de evenimente, sunt mai dinamici, sunt mai puțin stabili ca și chirie, dar cred că putem ajuta prin oferta de spații către ei pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Pensiuni, hoteluri, castele, foarte multe lucruri interesante în România, foarte atractive iarăși pentru turism. Ce-aș vrea să te mai întreb? Ducem o lipsă de spații logistice în momentul de față în România? Majoră. Majoră. Eu văd foarte mult zona aceasta comercială și acum pot să trec și la piața de birouri și piața de logistică. Poate e mai puțin accesibilă ca investiții pentru cei din sală. Sunt investitori mari și local, dar mai mult internațional, care dețin portofolii foarte mari de spații logistice. Pentru că menționai această piață, sunt probabil 4-5 dezvoltatori, investitori principali, care își împart piața de logistică. Stoc minim istoric și cerere extrem, extrem de mare, mai ales din partea operatorilor de retail online. Adică văd că dacă e să alegem un motor de dezvoltare a pieței industriale, este e-commerce. Iar pe piața spațiilor de birouri, și aici probabil că Florin o să poată să mă ajute cu multe completări, văd o foarte mare cerere din partea companiilor de servicii. Cred că dezvoltarea majoră în continuare în România va veni din partea industriei de outsourcing. Asta e, nu e neapărat cea mai mare valoare adăugată pentru, dacă e să ne gândim la pretenția noastră de a fi o sursă intelectuală pentru clienți, însă și acolo se întâmplă o îmbunătățire, însă principalul motiv pentru care vin în România sunt talentul la bani puțini sau comparația dintre competențe și cost. Avem o problemă cu forța de muncă însă. Și asta nu știu dacă e un subiect pe care merită să-l dezvoltăm, dar este din ce în ce mai grav și nu știm să migrăm oameni din zone neatractive, poate Moldova e una dintre ele, către centre care deja au business consistent. Guvernul încearcă printr-un proiect să dea o sumă de bani pentru cei care se relochează din orașele, din localitățile natale sau cei care fac o navetă de mai mare de 50 de kilometri. Dar n-am văzut nicio schimbare, adică n-am văzut niciun efect al acestei legi. Da, n-am văzut niciun efect. În continuare trebuie ca oraș să ai un primar deștept care să știe să vorbească când vine un investitor. Am fost cu investitori în vizită și pot să spun că, de exemplu, Oradea, dau un exemplu, face toți banii să ai o întâlnire cu primarul. Ajută la vânzarea României. Nu te chinui doar tu din sistemul privat, ci te ajută și statul cu, pur și simplu, cu abilități de comunicare și de business development. Nu mai zic de facilități. În primul rând, străinul vrea să se simte bine, primit cu pâine și cu sare. Dacă nu facem asta și la nivel de autorități și încercăm doar noi ca și consultanți, e lucru pe jumătate făcut. Mulțumesc, Ilinca. Iată sfaturi utile și ar trebui să reflectați foarte atent la ce a spus Ilinca, pentru că chiar știe ce spune. O să trecem un pic la producție și o să ascultăm aici o istorie extraordinară a unui om care, iată, după foarte mult timp se întoarce în România. E vorba de domnul Elias Vraxler și o să ne spună povestea dumnealui. Vă rog, câteva cuvinte în română și dacă vă simțiți confortabil, puteți să continuați în engleză. Vă rog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru că am fost invitat aici. Mulțumesc foarte mult pentru voi că sunteți aici. Nu am așteptat să fie așa o grupă mare de oameni. Adevărul este că am plecat din România în 1965 și cât timp am stat în România nu am fost niciodată un student bun de limba română, așa că nici astăzi nu sunt bun cu limba română și vă rog foarte mult să mă scuzați, dar am să încerc să vorbesc cât pot pe românește, dar în general știu că voi toți înțelegeți limba engleză și vorbiți engleză probabil mai bine ca mine.
I'm here representing the Romanian American Chamber of Commerce. I'm from New York. We have offices in Chicago. We have offices in San Francisco. We have offices in Cleveland and, of course, in Philadelphia. The Romanian American Chamber of Commerce is an organization in the United States with the purpose of encouraging Romanian businesses that want to come and develop into the United States. If you wanted to come to the United States to develop a business from here into the United States, we will be your source of friendship. We will be your friends there. But I want to tell you a little bit about my personal experience, because I think it will be important to share with you where I'm coming from and how do I get here. I've worked for 35 years in manufacturing. I was the CEO and I was the president of a manufacturing group. We manufactured products that were sold to the construction industry. CEO means I own the company, and being the president means that I actually had a job. I actually went there and worked. But as the president of that group of companies, I was involved in writing standards for the construction industry. And after 9/11, the events that happened in New York, of course, after 9/11, there was a tendency to review and revise many of the building standards in the United States, in particular in the fire protection field, to improve them so things like that will not happen again. I actually worked in one of the committees that was writing revised standards on the fire protection. In the same time, in the European community, the EU was rewriting standards for what they call the unified building standards for the European community. And they got to a point in which they had a major meeting with major approvals, and they have decided to invite representatives from the United States. So my friend, the gentleman from the United States that worked for ANSI, the American National Standard Institute, which basically is the government, was invited. And I was invited representing the industry. So the event was in Hungary, in Budapest. And we go to the meeting, and we don't know anybody. Just like I'm here now, I really don't know anybody. And we sit down, and we hear a bunch of the beginning and the conversations. And to our point in the morning, coffee break. And we look around and we didn't really understand what happened, because what we saw was, in one corner, we saw a group of people. In another corner, we saw a group of people. And finally, in the third corner, there was another group of people. And we were sitting in our chairs and just kind of waiting to, trying to see, understand what's what. All of a sudden, a gentleman from one of the groups, with a heavy British accent, goes, "Hey, you two, are you the Americans?" "Yes," I say, "we're the Americans." He says, "You belong here." So we go to that group and he explains. And then we understood what happens in Europe. And what he explained was, that group over there are the Germans, the Austrian, the Polish, and the Hungarian. That group over there are the French and the Belgian. And here is the rest of Europe. Everybody was in that group, including the two gentlemen from Romania. Well, during this conference that was for a few days, I've had the opportunity to meet the Polish group, the Polish people. And at the time, we were exporting to about 25 countries, and we didn't have much of a market in Eastern Europe. So I went to the Polish guys and I said, "Listen, I really wanted to open a business in Poland. I'm an American. I have an American business. I think we're big enough that we can actually open a business in Poland. What do you say?" He says, "You know, we love America," he says. "We actually have a very big community in Chicago. A lot of Polish in America. But you know, America is very far from Poland. We buy everything from Germany. So you go to Germany, and your product will come to us through Germany. Don't open a business in Poland." Okay. The next day, I meet the Hungarian guy. And I tell the same thing to him. I said, "You know,
I want to open a business in Hungary because I think it's a nice country, it's a developed country. I mean, we need market share, so why not? He said, no. He says, we're part of the Austrian-Hungarian Empire. We buy everything from Austria. American products don't really work here. Okay. Finally, I meet the Romanian guys. There are two guys. And I told them the same thing. You know, we're in America, we like to open a business. Poland seems like they're interested. What do you think? Do you think we should open a business in Romania? And you know what they said to me? They said, when are you coming? How can we help you? Please come. We've been waiting for you. Come on. If you come, I'm going to invite you to my family. I'm going to meet you, my mother. You're going to have dinner with us. You come. And this is what we found. We found a real friendship as an American, real friendship here in this country. We found an open door to this country. And this is exactly why, look at Coca-Cola, and look at McDonald's, and look at Raytheon, and also look at Ford, and hundreds of big, large American companies. That's why they're here, because you are friends of America. Because we know it, we sense it, and because it's good for you, and it's good for us. Now, I'm telling you the story because I really wanted to talk about the mid-sized companies, the small businesses. It is you and it is us. It is not the big guys, because the big guys have their own market people and their own research people, and they don't need our help. The mid-sized company need our help. And the talk of today is how to bring businesses to Romania. And what I'm saying is, American mid-sized businesses are businesses which do not, in general, know how to export. Because the American market is a very big market, and it's also a sophisticated market. So then, really, in general, there is no much export. As a result of it, I'm here to suggest to you maybe a radical idea, maybe something new, and that is you need to come to America. You, successful businesses in Romania, need to bring your business to America, and then you need to meet American companies, take them by hand, and bring them here, because they're not going to come by themselves. You need to be proactive. You need to go there, you need to come to America, take them by hand, bring them here. They will come here, they will see your friendship that you have to offer, they will see the values that you have for your business, and they will be here, and they will succeed. And this will be for you, for your businesses will be good. This will be good for the Romania, and this will also be good for America. It will be a win-win-win situation for everyone. Thank you. Mulțumesc foarte mult, Elias. Nu ne-ai spus câteva cuvinte despre compania din Ploiești, despre investiția din Ploiești, Elias? Câteva cuvinte despre investiția ta din Ploiești? Săptămâna trecută ambasadorul Clem a făcut onoarea de a veni la Ploiești la investiția noastră de oil storage, de a tăia the ribbon. So it's open for business, and I'm proud to say that this is one of a few investments that I have in this country. And in New York, I'm always asking the meetings that we organize, should we go to Romania? Should we invest in Romania? Do you have suggestions? And up to now, I didn't have suggestions, but you need to know that from now on, my suggestion will be, you go to Repatriat, you speak to those guys, they know what they're doing, and they'll help you out. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Elias. E doar una dintre poveștile voastre, trebuie să recunosc, o poveste de succes. Și o altă poveste de succes, în momentul de față, e Hildecu. E poveste 30 și ceva de ani plecată din România, întoarsă, stat prin America de Sud, dar mai bine să o lăsăm pe ea și să ne spună mai multe. Și unul dintre membrii fondatori și marcanți ai acestui proiect, Repatriot. Te rog, Hilde. Bună ziua și mă bucur că suntem astăzi toți aici, al doilea summit.
Cum zicea Felix, am trăit în două continente, o insulă și patru țări și am numerat zilele astea 18 locuințe. Suntem în România, să și vorbim despre România. Însă dacă mă lăsați, vă povestesc ceva despre în afară României, adică mai precis în Germania, mai precis în München, unde am fost ieri, la prima zi Expo Real. Expo Real, nu știu dacă unii dintre dumneavoastră o cunoașteți, e cel mai mare târg de imobiliare și investiții din Europa. Este un business-to-business târg și, într-adevăr, cel mai relevant. Și acolo suntem noi, ca România, prezenți al cincilea cel mai mare ca număr de expozanți. Adică al cincilea cel mai mare ca număr de firme care expun la Expo Real, Expo Real care înseamnă 29 de țări, care expun pe 64.000 de metri pătrați, cu 1.900 de expozanți față de peste 40.000 de vizitatori. Și România este al cincilea cel mai mare ca număr de firme. Și suntem al șaselea an acolo. Adică asta arată ce înseamnă România ca interes pe imobiliare și investiții. Și conferința care s-a ținut acolo ieri despre să investim în România, cu prezentarea diferitelor firme care deja investesc în România, precum Imocean, Anchor Group, CVRE și altele, a fost cu casa închisă, full house, și fiecare an este așa. Adică interesul care arată Europa în general și alte țări în România, acolo se poate vedea într-adevăr real și cu cifre. Și de ce sunt toți interesați de România? Fiindcă avem niște oportunități care puține alte țări în Europa o au în acest moment. În special, pentru că vorbim astăzi despre imobiliare, vă întreb, cine din dumneavoastră în celelalte țări cunoaște costurile de construcții pe metru pătrat? Vă rog, cât este și în ce țară? Are cineva niște cifre dintr-o țară în care este? Valentin? Cum? 1000 de euro. 1000 de euro de metru pătrat, 1000 de euro pe metru pătrat în Italia. Mai are cineva o cifră? Acolo, da? Între 1000 și 3000 de euro pe metru pătrat în Franța. Încă o cifră? Eu mai pot să dau una din Germania, unde se situează la cele mai simple, începând cu 900 până 1000 de euro pe metru pătrat și medie este la 1500 până sus la 3000 de euro pe metru pătrat. Tu vorbești aici de metru construit. Construit. Nu vândut, construit. Nu vândut, construit. Da? Da, construit rezidențial. Și ne întorcem în România. În România, la nivel de social housing, construim la 380 de euro pe metru pătrat. Locuințe încep cu siguranță de la 550 până 700 de euro pe metru pătrat. Construiesc în momentul de față de o hală foarte mare și într-adevăr ăsta este prețul, 300 și ceva de euro pe metru pătrat, un spațiu logistic. Adică asta este ceea ce înseamnă România. Avem șansa aici de a construi la niște prețuri atât de competitive care permit că, într-adevăr, cum zicea Elinca, plus valoarea vine prin operarea acestor spații construite, adică investiția în spațiul în sine construit este atât de avantajoasă că pot să investesc tot restul în ceea ce înseamnă operare și producție. Așa că asta este șansa care o avem aici și a doua este că avem atâtea domenii în care încă nu sunt producții, servicii existente în România. Domenii în care nu aveți competiție. Competiție. Mă scuzați, eu cu română mai fac greșel. Unde nu aveți competiție, unde într-adevăr puteți fi pionerul pe domeniul respectiv și da, și în zona asta de hub-uri, de birouri pentru startup-uri și mințile creative, sunt primii pași făcuți, dar încă este foarte mult spațiu. Avem, de exemplu, fabrica de bumbac, unde s-au așezat deja diferite hub-uri creative, dar este o zonă de a investi în minți creative și de a dezvolta niște spații care este extraordinară.
Așa că doar ce trebuie să vă gândiți este care e domeniul în care vă vedeți, care e domeniul din care veniți și în care investiți deja eventual în țara în care sunteți și să veniți să puneți întrebările respective, dar șansele le aveți și cifrele de asemenea. Adică vă stăm de alături astfel încât să puteți să vă informați profesional care ar fi optima investiție, însă plecați de la niște șanse care puține țări în Europa au în acest moment. Mersi. Mulțumesc, Hilde, mulțumesc foarte mult. Și acum încă o poveste interesantă. Eu mă uit la frații ăștia doi. E vorba despre frații Ștefan, Marius și Dan. Îl avem în fața noastră pe Marius. Mă uit la ei cu foarte multă invidie de mult timp. Trebuie să recunosc chestia asta. Dar câteodată invidia nu face decât să pot să mă dezvolt și eu mult mai bine mai departe. Dar totuși de ce faptul? Oamenii vin în România, găsesc o mașină, o idee de afacere al tatălui lor, hai că ți-o iau un pic înainte, așa, care cumpărase o mașină pe care vrea să o închirieze unor români care se întorceau acasă. Iată, românii în luna august se întoarcă acasă și căutau de închiriat mașini. Și tatăl acestor doi băieți închiriază mașina și de acolo, iată, pleacă o idee de business în care Marius, am înțeles că nici n-a crezut măcar, ajunge să deschidă și să dezvolte cea mai mare afacere de rentă car din România. Iată oportunități, sunt lucruri reale, sunt povești reale, care poate că vă vor da ghes la a investi în România. Te rog, Marius. Da, mulțumesc mult. Nu știu, eu ca adolescent am văzut un film care mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă l-ați văzut și voi. În engleză spune Back to the Future. Era de fapt o serie de filme. Înapoi în viitor. Și acolo un inventator așa cu părul vâlvoi inventase o mașină care de fapt nu te ducea în spate, ci în față. Vrei să vezi care e viitorul. Ei, și eu stau și mă gândesc, toți cei care dintre noi am trăit niște ani în afara României, noi am trăit în viitor. Cei care trăiți deja, trăiți în viitor. Da? Și unul din lucrurile pe care protagonistul din Back to the Future încerca să-l afle, să vadă cine în meciurile sportive, să vadă cine a câștigat, ca după aia când se întorcea în prezent, să poată să facă mulți bani din pariuri. Nu la asta mă gândeam când am văzut filmul ăla. Eu eram tare curios să văd tehnologiile din viitor, vreau să văd business-urile din viitor, vreau să văd ce consumă oamenii în viitor. Da? Și iar din nou, trăim în viitor, vedem ce consumă oamenii, vedem ce fac acolo și putem, fără nicio problemă, să aplicăm în România. Ca să vă povestesc un pic ce s-a întâmplat cu mine, experiența mea personală, eram în America, făcusem un MBA și mi-a invitat părinții la absolvire. Da? Eram îmbrăcat așa frumos acolo, părinții plângeau, da? Și erau mândri, așa văzut eu. În America, absolut o școală bună. Și după aia am închiriat o mașină ca să-i, na, mers într-o mică excursie de-a lungul coastei de est. Și tatăl meu a fost foarte uimit când a văzut. A zis, dom'le, da, domnul ăsta ne-a închiriat mașina lui, are încredere în noi. Zic, tata, dar nu-i un domn, e o companie. Da, el știe că suntem din România. Nu-i frică că nu o mai aducem înapoi. Zic, nu, tata, dar uite, au asigurare, e ok, uite, cu cardul, cu asta, stă, tata, analizează, se gândește, zice, când te întorci în țară, o să pornim și noi afacere de asta de închiriere mașini. Zic, da, tata, sigur, cum să nu, așa, am uitat în secunda 2 conversația. Numai că tata mea n-a uitat conversația respectivă. Și la un an mai târziu, când m-am întors în România, una din temele frecvente în conversațiile pe care le aveam cu tatăl meu, eu, by the way, m-am întors și am intrat în marketing, am făcut o agenție de publicitate, un call center, baze de date, ce știam eu să fac. Și mergeau foarte bine, numai că eram aici, în București, tatăl meu, în Piatra Neamț. Și tatăl meu, când vii în Piatra Neamț să pornim firma aia de închiriere mașini? Știi, cu o dată, de două ori, de trei ori. Până la urmă, vă recomand și vouă să țineți relații bune cu părinții, rudele, nu știu ce, asta am încercat și eu. Și am zis, bine, tata, facem. Și m-a ajutat foarte mult, erau niște postere pe vremea respectivă, niște billboard-uri, Renault, o altă investiție străină, da, tocmai făcut o mașină nouă. Și era peste tot, scrie așa, noua Dacia Logan, mașina de 5.000 de euro. Așa s-a lansat Renault în România. Și zic, uite, 5.000 de euro nu e așa de mult. Și am luat 3 Dacia Logan, zic, tata, am rezolvat problema, uite, mașinile, nu știu ce, le-am trimis la Piatra Neamț, zic, mult succes cu afacerea, m-am întors în București, liniștit, relaxat, nicio problemă. Ei, erau niște mici probleme cu mașinile alea, că alea de 5.000 de euro, am aflat vara, n-aveau aer condiționat, dar asta e altă problemă. Dar mă sună tatăl meu după câteva săptămâni, măi, mașinile astea tot timpul sunt închiriate, mai ai de unde să mai trimiți mașini? Zic, credeam că glumește, că nu, da,
am cerut acces la conturi, că ei făceau business-ul pe firmă părinților, că nici măcar am înființat firmă, așa de mult credeam în afacerea asta. Și vedeam că tot intră bani în cont acolo, deci chiar cineva plătea pentru mașina asta și am mai cumpărat două. După aia, și am terminat anul, nu știu, 2005, aveam 14 mașini în Piatra Neamț, care erau închiriate tot timpul. Și nu venea să cred. Și m-am dus în Piatra Neamț, cine închiriază mașinile astea? 14 mașini tot timpul închiriate. Și când am aflat cine închiria mașinile, n-am mai putut să dorm bine vreo două luni noaptea. De ce? Pentru că era o oportunitate uriașă și tot, de ce nu puteam să dorm bine noaptea, mi se părea că nimeni n-a mai văzut-o. Și nu înțelegem de ce nu face toată lumea un business de rentăcar în Moldova, care, by the way, cel mai sărac regiune din țară. Și cine erau clienții mei și care aveau o nevoie disperată de mașini, nu le oferea nimeni treaba asta, voi erați. Na, erau românii care lucrau în străinătate și se întorceau în țară și aveau nevoie de mobilitate aici. Ei fiind obișnuiți, trăind în viitor, precum v-am spus, na, fiind obișnuiți cu serviciile din viitor, au venit în prezent în Moldova și vrând serviciile din viitor. Na, și atunci noi am avut această oportunitate și asta e doar un mic segment dintr-o mică industrie, într-o nișă a unei piețe, na, și am reușit să creăm o companie destul de mare, na, pur și simplu având acces la informații. Ce număr de mașini aveți în momentul? Acum avem 4500 de mașini. Așa, avem 45 de puncte de lucru în toată țara. Mulțumesc. Și vreau să mai împărtășesc încă trei lucruri cu voi. Odată, principala discuție pe care am cu cei care trăiesc în străinătate și se întorc, sunt știrile. Na, adică e principala îngrijorare pentru ei. Zic, ok, văd ce se întâmplă în țară, e greu, uite ce mai fac cei, cum zicea domnul Oprescu, cei din Carlingă. Așa, și eu tot timpul răspund în același mod. Zic, măi, noi, antreprenorii din România, noi vedem tot ce ni se întâmplă, știi cum, vine ceva spre noi. Ne ferim, mai vine ceva, ne ferim iar. Vedem ca un antrenament continuu. Așa rămânem în formă. Da. Nu ne plictisim deloc. Absolut deloc. Și stăm în formă. La noi stăm, arătăm bine. Și una din, tot gândindu-mă în paradigma asta, m-am gândit, cum o fi oare să faci afaceri în afara României? Și am încercat lucrul ăsta. Acum 2 ani am deschis un business în Ungaria. Da? Același lucru, de car rent. L-am deschis în aeroportul din Budapesta și acum câteva luni am deschis în Debrețea. Deci, venind din România, când vezi predictibilitate, ne-a sunat la 3 luni după ce am înființat firma, ne-a sunat ANAF-ul ungurez. M-a sunat angajatul nostru ungur, care e CEO, așa panicat, că e dur ANAF-ul acolo, și a zis, măi, uite, ne-au convocat ăștia la o întâlnire, ce să fac? Păi, ce să fac? Du-te acolo. Și acolo l-a invitat frumos și a zis, uite, am venit să mă prezint și să văd ce intenții aveți aici la noi, ce doriți să facem, cu ce vă putem ajuta, nu știu, aveți contabil, aveți avocat, vreți să vă recomandăm pe cineva, uite, eu mă ocup de investițiile străine din zona asta, dacă aveți nevoie ceva, mă sunați-mă. M-a sunat ăsta, nu-i venea să creadă. Deci, știi cum, când ajungi din România, te duci în afară, păi, astea, problemele astea sunt minore, le rezolvi imediat. Acum deschidem în Serbia, să vedem și acolo cum o fi. Din nou, iar, wow, e mafie, e sârbească, nu știu ce. Nu știu, o să vedem cum o fi, o să vă spun la următoarea conferință ce se întâmplă mai încolo. Și vreau să mai spun, v-am promis încă două lucruri. E vorba de mentalitate. Da? Când veniți în România, de fiecare dată când vedeți aceste probleme, oricare probleme le vedeți, vedeți, rugămintea mea ar fi, gândiți-vă dacă nu cumva sunt oportunități pentru voi. Da? De când m-am întors în 2005 în România, de fiecare dată când mă trata o vânzătoare rău într-un magazin, nu știu, nu se uita la mine, pe vremea aia nu știu, se uitau foarte mult la telenovele, erau televizoare în magazin, nu știu dacă mai țineți minte. Așa, și nu se uitau la tine când intrai în magazin. Mă gândeam, mamă, aș vrea să pornesc un magazin de ăsta, aș vrea să fac un lanț de magazin. Și orice lucru mi se întâmpla rău, vroiam să pornesc o afacere. Am scris peste 100 de planuri de afaceri în vremea respectivă. Și am pornit vreo 10 business-uri atunci. În unele nu prea au mers, altele au mers așa, unele au crescut destul de mult. Și asta zic, dar ca paradigmă, e foarte, foarte important. După aia, Felix Tătaru spunea în prezentarea lor că unul din îngrijorările românilor care trăiesc în străinătate, când vin în România, este cum o să fie ei priviți. Pentru că ei au stat afară în huzureală, între ghilimele, na, și aici noi am suferit și na, ei s-au întors acum să ne arate. Nu e adevărat deloc, în opinia mea. Cei care vin din afară, cel puțin ce am trăit eu, sunt priviți, wow, ai reușit să trăiești, ai trăit în afară, ai lucrat acolo, ai aflat lucruri. Hai să vedem ce poți să ne împărtășești cu noi, ce putem face împreună. Palatul ăsta, unde suntem? Na, anul trecut ne-au contactat pe mine și pe asociatul meu moștenitorii, cei care dețin acest palat. Na, și au zis, uite, vrem să-l dăm în administrare. Lucrul ăsta vreau să-l spun eu. Ok, profesionist. Și am zis, ok, și cu noi cu ce putem să vă ajutăm? Zic, păi aș vrea să-l administrați voi, adică eu. Zic, ok, noi avem un business cumva corelat cu treaba asta.
Și am întrebat, dar unde v-ați gândit la noi? Și a zis că, păi, am citit de voi în presă, deci aveți reputație de oameni integri, aproape toți moștenitorii trăiesc în afara României. Faptul că ați trăit în afară, știți cum se pun lucrurile și putem avea încredere mai mare, pentru că am trăit în afara României. Deci, din nou, un plus lucrul ăsta. Și zic, ok, și, nu, acum e un succes, uitați-vă, nu știu, e ceva frumos, avem evenimente tot timpul, avem grad de ocupare mare, adică e ok. Deci se întâmplă lucruri, sunt atâtea oportunități în jurul meu, dacă vă uitați, adică atâtea probleme avem, eu zic că și mai mult de atâta sunt oportunități. Și aici ar trebui să-mi dai voie la o paranteză, trebuie să-i mulțumim lui Marius pentru că ne găzduiește, datorită lui suntem aici în Palatul Brăgadiru, o locație pe care el o manageriază în momentul de față împreună cu asociații. Trebuie să-i mulțumim și să-l aplaudăm. Mulțumim, Marius. La ceea ce ziceai, vreau să mai adaug ceva. Exact asta e situația. În clipa în care nu mai avem birocrație, nu mai avem dificultăți, nici nu mai avem oportunități. Că atunci suntem o piață matură. Și atunci e nișată. Și s-a dus. Așa că asta face, când e oportunitate, normal că sunt și niște probleme adiacente, dar ai oportunități nenumerate. Să plusez și eu, cu bani și ușor poate toată lumea. Așa că... nu în ultimul rând, trebuie să prezentăm prin Florin Furdui, iarăși un membru vechi în grupul nostru Repatriot, o aplicație foarte importantă. Și aici vă rog să deschideți ochii mari, pentru că e o chestie heritage, houses, ați auzit de proiecte care se desfășoară în străinătate și iată că și noi ne-am gândit la asemenea lucru. Te rog, Florin. Bună ziua și mă bucur foarte mult să văd cât de mult a crescut acest proiect, ca un vis în ultimii 2 ani de zile. Felicitări echipei, eu am fost dintre membrii. Felicitări și ție. Am participat afectiv în ultima perioadă, dar bucuria e să văd cât de frumos este preluat mesajul, inclusiv la nivel de președinție, de organe publice, administrație. Sper să continue lucrul ăsta, e nevoie foarte mult. Eu lucrez la ora actuală în domeniul de real estate și unul din efectele negative ale migrației este lipsa forței de muncă în zona de construcție, unul din motoarele de care spunea Sergiu Oprescu. Iarăși poate o oportunitate să găsiți formula în care să aduceți oamenii în construcție. Există la ora actuală o cerință și o necesitate semnificativă cu salarii semnificativ identice cu cele din piața de vest, în condițiile în care stau în România, cu costuri mai mici. Și asta este o oportunitate semnificativă. Legat de ce spunea Felix, un pui al unei părți a echipei Repatriot, se numește proiectul Heritage Houses, care se referă la patrimoniul etnologic, cultural, arhitectural al României. Există, și aici sunt zone de investiții care sunt accesibile unor oameni care n-au capitalul unor mega multinaționale sau fonduri de investiții, oameni normali ca noi, care avem un minim de economii. În toate zonele României, cu predominanță poate în Transilvania, unde e o istorie mai, dar și în Oltenia, și în Argeș, și în Moldova, și în Bucovina, și în Banat, există zone cu patrimoniu cultural, arhitectural foarte important. Case cu stil, case cu istorie, case cu tradiție, care reprezintă tradiția și istoria poporului român din zona respectivă, care, din păcate, din dorința noastră foarte rapidă de a vedea viitorul sau de a prelua viitorul unor alte nații, renunțăm la ele, le uităm, nu ne uităm cât ce valoare importantă are. Acum, mai nou, interesant este că Prințul Charles a dat un semnal foarte important, achiziționând câteva aceste case, prima dintre ele și cea mai famosă fiind la Vischi, dar nu este singura lui proprietate din România. Drept urmare, proiectul Heritage, de care vă spun, Heritage Houses, are ca obiectiv achiziționarea, sunt trei pași, practic, achiziționarea unui număr de case cu valoare de patrimoniu semnificat, dar nu incluse în patrimoniu monumentelor culturale, dar valoare de patrimoniu reală, listată, pe care să putem să o dovedim, renovarea lor într-o formulă care să poată să fie utilizabilă, într-o formulă civilizată, turismul, agroturismul, turismul cultural, rural, la ora actuală, este un fenomen semnificativ, care este în toată Europa de vest, care am renunțat la aceste case istorice și pe care noi putem să le valorificăm.
Și ultima etapă este partea lor de valorificare, fie prin vânzarea către terți interesați, fie ei cetățeni români, fie ei cetățeni străini, sau poate chiar includerea lor într-un fond în care se poate să fie închiriate în formă de timesharing sau chiar de pe noapte. Florin, cine poate participa în acest fond și cine poate participa în acest proiect? Oricine are un minim de capital și care dorește și crede în investiție în real estate, dar care nu are neapărat necesar timpul și dorința de a face pe cont propriu. Există deja oameni care au făcut-o chiar în zona Corbi, unde a avut loc una dintre activitățile repatriot recente. Știu că au fost deja câteva achiziții individuale, câte una, câte două case. Noi ne adresăm, încercăm să construim o structură instituțională în care să punem sub o umbrelă mai mare, un număr mai mare de investiții și care, având garanția că va fi condusă profesionist, va genera un interes cu siguranță semnificativ și de piață și de presă. Mulțumesc, Florin. Încă o nouă oportunitate pe care vă oferim și chiar vă rugăm să veniți alături de noi în acest proiect. E un proiect foarte interesant, a trezit foarte multe, foarte multe emoții cu cei cu care am discutat. Da, și acum, dacă aveți întrebări pentru noi, vă rog, mai avem 10 minute, Marius ne-am încadrat perfect, 5 minute pentru întrebări, 5 minute mi-a dat domnul președinte. Vă rog frumos, întrebări către invitații noștri. Să înțeleg că am fost destul de clar. Te rog, Genoveva. Eu de un an de zile vreau să cumpăr o casă din acest Heritage House. De anul trecut am spus că vreau să cumpăr, dar nu văd nimic. Adică eu știu că vă întâlniți la Corbi, dar nu am timp. Soțul meu vrea să zică unde e casa aia din România pe care o caut de un an de zile, vreau să o cumpăr. Avem un catalog, avem o prezentare, unde sunt... Spoiler alert, la următorul panel va fi și prezentarea și cu portofoliu și cu casă și cu mai multe. Eu v-am dat așa un mic teaser. office@repatriot.ro pentru oricine vrea să afle informații sau vrea să contribuie, vă rugăm frumos, nu ezitați, office@repatriot.ro, vă răspunde cineva în foarte scurt timp, vă dă toate informațiile și vă așteptăm. Vă lansez o ofertă, vă lansez o ofertă de business în zona industrială militară, unde am o platformă de 5 hectare jumate. Încep din februarie-martie să dezvolt o zonă logistică de 5.000 de metri pătrați. Ea face parte integrată dintr-o altă platformă care se găsește în aceeași locație de 20.000. Este o investiție modernă. Prețurile, o să vedem, variază între 3-500 de euro, pentru că acum s-au schimbat în România și ceea ce trebuie să știți, să țineți cont, normele de foc, ISU, foarte importante. Și este bine, pentru orice achiziție veți face, să consultați regulamentul din 2015 și mai mult să nu uitați ca acele să fie avizate pentru clădiri și pe urmă se avizează activitatea. Vă invit, o să urc pe aplicația Repatriot această investiție deschisă pentru oricine este interesat. Sunt foarte tânăr, dar mai am un pic și fac și aici de ani. Mulțumesc! Mulțumim, Ana. Te rog, Ilinca. Pot să dau un exemplu și am și o rugăminte către rebele. Exemplu este o locație care a devenit acum foarte populară, Viscri. Acum, cred că 4, 5, 6 ani, nu prea vorbea nimeni de Viscri și puțin știau. Interesant este că în 2009, după criza imobiliară, mai mulți colegi de la noi din Colliers s-au ales, hai să zicem, altă viață, alt mod de a își trăi timpul. Doi colegi foarte dragi de-ai mei din Colliers, din zona de management, s-au retras la Viscri. Au cumpărat mai întâi o casă, cred că au dat 17.000 de euro pe ea, au renovat-o și au făcut o mică pensiune turistică. Cred că după un an au mai luat o casă și acum cred că au 3 sau 4 și mai sunt încă 2-3 prieteni de-ai lor care s-au dus acolo și au făcut investiții. Deja lucrurile merg extraordinar de bine. Cu siguranță le-a fost enorm de greu. Au 3 copii. Principala problemă este școala copiilor, nu investiția sau return on investment. Sunt extrem de bucuroși de ce au făcut de investiție și de rezultatul investiției și este, cred eu, unul dintre cele mai plăcute și frumoase și unde e mâncare bună și unde te simți bine locuri în care poți să mergi. Deci, ca exemplu, cred că susține și fondul și ideea de care s-a vorbit aici de investiție imobiliară și poate și de viață mai fericită. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l vă întreb pe voi ca și organizator și, hai să spunem, membrii fondatori și driver al Asociației Rebele, cum am putea crea o punte de legătură cu autoritățile în ceea ce privește patrimoniul
patrimoniu de stat. Pentru că eu cred că sunt lucruri extrem de valoroase care există în, ori la primărie, ori la REAPPS. Eu personal, ca și consultant privat, am evitat complet să lucrez cu statul sau să am vreo legătură cu statul. În schimb, trec pe străzile Bucureștiului sau altor orașe din România și văd niște lucruri senzaționale care stau în paragină și știu investitori care împreună cu mine am putea crea un business plan pentru un investitor sau pentru un operator care să dea viață acelor, că sunt hale, că sunt fabrici, că sunt foarte multe lucruri de care este păcat că nu se întâmplă nimic. Se distrug, din păcate, case memoriale, piețe, mai știu care, prin București, care sunt foarte vechi și foarte interesante. Deci putem, întrebarea este, putem și cu cine trebuie să avem un dialog de la primărie sau REAPPS ca să avem o discuție cu cei implicați în real estate și să creăm niște planuri, niște concesiuni posibile, niște parteneriate posibile? Răspunsul pragmatic este nu încep cu Bucureștiul. Bucureștiul are dezavantajul de a fi un oraș răsfățat, vizat de absolut toate investițiile, de urmare autoritățile au tendința de a ține degetele bine băgate în urechi, dacă nu ajunge ceva și în buzunarul lor, probabil. Pornești de la un loc unde autoritățile au deja deschiderea făcută și Heritage a identificat acest loc. Există zone cu patrimoniu cultural semnificativ unde inclusiv autoritățile au dorința, înțelegerea, dorința și apetitul de colaborare în așa fel încât să creeze acest patrimoniu structurat, să-l validezi, să-l certifici și să poți să-l valorifici ulterior într-un fel care să fie mai mult decât doar un individ care poate să ia o casă și să o renoveze. Pot să vă dau chiar niște exemple de administrațiilor care au făcut asta. Oradea, de exemplu, a făcut asta din patrimoniul lor local, acolo unde trebuia să fie renovat și stătea în paragină. Au fost foarte tranșant și au dat posibilitatea societății să investește cu niște facilități și de autorizare și de urgentare. Sunt și alte orașe, Suceava, care de exemplu este acolo un partener în administrația locală și eu cred că, exact cum zicea Florin, în București lucrăm la asta, dar nu suntem încă, cred că, în cea mai bună cooperare din punctul acesta de vedere cu administrația, însă sunt destul de multe alte orașe și localități care fac asta și vă dau șansa de a investi și de a valorifica patrimoniul și ca exemplu, cum zicea Georgeta Geșanu, cum ar arăta așa o casă refăcută, vă pot sugera, inspira să vă uitați să avem o platformă turistică online care se cheamă robelo.ro, Romanian Best Locations, Robelo, care are un buchet mare de pansiuni, de locuri turistice speciale care au făcut exact asta. Au luat case vechi, case patrimoniu, case țărănești și au dezvoltat în ele niște sate de vacanță autentice cu servicii dedicate, individuale și care funcționează de diferiți ani de zile cu mare succes turistic în întreaga țară. Și veți vedea acolo exemple de cum ar putea Heritage Houses să arate și să funcționeze dacă faceți parte din acest proiect. Din păcate, panelul știu că trebuie să mai stăm o jumătate de oră aici. Un mic comentariu? Vă rog frumos, vă rog. Aș putea să vă vorbesc foarte mult și complex pe subiect, dar vreau să fac o singură observație. România, în momentul ăsta, are niște oportunități pe care, în general, le sezizăm, dar ele, de fapt, privind în viitor și pe o altă organizare, ar fi surprinzător de fapt de mari, de multe, nu le vedem în momentul ăsta. Deci am fost vreo câțiva ani, 6-7 ani, reprezentantul României la Conferința Europeană a Ministrilor Amenajării Teritoriului. Din păcate, în România preocupările sunt minore. Din motivul ăsta, eu, în calitate de director general, ajungeam la conferințele la care trebuia să fie prezent ministru. Există un program finanțat de Luxemburg Forum. Ministru, la un moment dat, un ministru al amenajării teritoriului spunea ESPON. Deci asta era, de fapt, barometrul înțelegerii problemelor. Și acest program, bazat pe metadate care erau de la Eurostat, dar le obțineai mai repede pentru România de la Eurostat decât în România, îți permitea un fel de joc. Era un joc făcut pentru politicieni,
ca să le servească ca instrument în decizie. Nu cred că în România vreun politician a apelat vreodată programul ăsta, dar eu m-am jucat pe el. Și dacă, bine, sunt scenarii, sigur, în condițiile geostrategice, geografice, istorice, mentalități, sunt o grămadă, sunt vreo 100 și ceva de indicatori, România ar putea, de fapt, să dezvolte oportunități poate de 5-6 ori mai mari decât cele care le vedem noi acum. Deci aici cred că, și aici e vorba de voință politică. Sigur. Deci, dar... Dar până la, vă rog, până la voința politică, fiți convinși că fiecare dintre noi de aici trebuie să începem lucrul. Categoric. Dar, deci aici, tocmai că este în România, trebuie să fii, să dezvolți un business inovativ. Deci fără inspirație, fără sensibilitate, sigur, e mai greu. Sigur. Dar oportunitățile sunt, de fapt, mai mari decât par și decât sunt. Iar oportunitățile...